avem, da? Așa facem de obicei. Da. Fix așa, adică ne-ai văzut în acțiune 100%. Renata Bota și Cristian Balaș s-au cunoscut pe vremea când amândoi lucrau la o televiziune din Maramureș. Așa au devenit prieteni foarte buni, iar mai târziu iubiți. De 6 ani cei doi formează un cuplu și dintr-o întâmplare au ajuns să fie din nou colegi de serviciu. De la prima lor fotografie de cuplu postată pe Instagram, Renata și Cristian au avut un impact foarte mare asupra tinerilor, iar acum au ajuns exact unde și-au dorit, să fie plătiți pentru că își împărtășesc iubirea în mediul virtual. E o provocare și o satisfacție foarte mare. Chiar e o plăcere să lucrezi cu omul pe care îl iubești și să împarți cu el și idei și momente frumoase și mai puțin frumoase, pentru că ceea ce nu se vede pe Insta e că în spatele acestei industrii sunt și momente stresante, chiar uneori tensionate, pentru că ești cumva sub presiunea să livrezi un conținut care să fie cât mai atractiv pentru comunitatea ta. Și da, sunt momente, provocări, dar le depășim cu brio. Să adaugi ceva? Practic, cu alte cuvinte, suntem împreună toată ziua, de dimineață până seara. Noi avem și o regulă în relație. Niciodată nu ne punem în pat certați. Orice ar fi, la final de zi, discutăm și rezolvăm problema înainte să ne punem la somn. Am pornit încă de la început pe nișa aceasta de couple, de cuplu, de inspirație pentru perechile care sunt îndrăgostite, inspirație în ceea ce privește stilul de viață, călătoriile, chiar și surprizele pe care le poți face jumătății tale. Pe asta am și continuat. După cât timp ați câștigat primii bănuți? Cred că după aproximativ 2 ani și jumătate, aproape 3 aș putea spune. Ne-am gândit că este o industrie care merită, să zic, exploatată și merită să investim timp, energie și creativitate ca să ajungem în punctul în care să trăim din ceea ce postăm pe Insta. Dar cine vă face fotografiile? Chris, dezvăluie! Asta e întrebarea pe care o primim adesea. Fotografiile le facem singuri, cu întrepied, cu două lumini, dacă e cazul, și cu o telecomandă din aceea de shutter. Renata are 29 de ani, iar Cristian 25, și au reușit ceea ce mulți tineri de vârsta lor visează, să cutreiere lumea în lung și în lat. Ați fi reușit să călătoriți în toată lumea dacă nu făceați ceea ce faceți astăzi, să fiți pe Instagram influenceri? Să știi că marea majoritate a excursiilor pe care le-am făcut au fost datorită acestei meserii, să zic, pe care o avem. De fapt, iar voi ce meserie spuneți că aveți, dacă sunteți întrebați? Creator de conținut. Și da, inclusiv părinții noștri s-au obișnuit cu această meserie pe care o avem. Chiar dacă la început au fost puțin mai reticenți în a se acomoda cu această meserie pe care o au copiilor, dar până la urmă s-au obișnuit. Vă vedeți făcând meseria aceasta toată viața? Da, ne vedem făcând asta și chiar sperăm. Asta înseamnă și la 60 de ani? Da. Și da, cred că poți să faci conținut și când ești generația a treia. O să fiți o pereche de bunicuți așa? Cool! Da. Sperăm să ajungem acolo, da.